Cuvântul 42. Despre puterea și lucrarea renelor păcatului. Din ce pricini se nasc și cum încetează. Până ce nu va urâ cineva cu adevărat din inimă pricina păcatului, nu se eliberează de plăcerea lucrării lui. Aceasta e lupta cea mai grea ce se dă împotriva omului până la sânge. În ea se probează stăpânirea de sine, a lui în dragostea în care unește toate virtuțile. Aceasta e puterea care ațâță și ridică la luptă. Mirosul ei slăbește sufletul ticăloșit din pricina luptei pentru care trebuie să se pregătească. Aceasta e puterea mărimii păcatului, prin care vrăjmașul obișnuiește să zăpăcească puterile sufletului și silește mișcările curate să facă o experiență pe care niciodată n-au făcut-o. În aceasta arătăm răbdarea noastră, iubiți frați, și nevoința și sârguința noastră, căci aceasta este vremea luptei nevăzute, prin care se spune că biruiește ceata călugărilor. La întâlnirea cu acest război, mintea binecredincioasă se tulbură îndată dacă nu se pregătește cu tărie. Rugăciune, puternic ești, Doamne, izvorul atotajutorul, să sprijinești în aceste clipe, care sunt clipe de mărturisire, sufletele care s-au făcut cu bucurie miresele tale, ale mirelui ceresc, și-au dat cu înțelepciune făgăduiala sfințeniei, prin sinceritatea gândurilor fără vicleșug. Pentru aceea dăruiește-le lor putere să surpe cu îndrăzneală zidurile întărite și toată înălțimea ce se ridică împotriva adevărului, ca să nu se abată de la țintă sub forța unei sile de nesuportat și de nerăbdat în timpul în care se dă împotriva lor un război până la sânge. Dar nu totdeauna luptă neprihănirea în acest război cumplit, căci uneori are loc o părăsire spre probare, dar vai celui pus la încercare în acest război menit să arate deosebirea dintre unii și alții, pentru că războiul acesta a câștigat o mare putere din obișnuința pe care a primit-o în aceia care s-au predat ei înfrângerii prin învoirea cu gândurile lor. Păziți-vă, o iubiților, de nelucrare, pentru că în ea se ascunde o moarte știută, căci în lipsa ei nu poate cădea călugărul în mâinile celor ce se străduiesc să-l lovească. Nu ne osândește Dumnezeu pentru psalmii nerostiți în ziua aceea, nici pentru nelucrarea din pricina rugăciunii, ci pentru că prin părăsirea acestora se dă intrare dracului. Iar când aceștia află intrare și intră și închid ușile ochilor noștri, nota 228a, închid ușile ochilor noștri ca să nu vedem lenevirea noastră, neîmplinirea celor datorate de noi, sălășluirea gândurilor urâte în noi. Împlinesc în noi, în chip silnic și necurat, cele ce pun pe lucrătorii lor sub judecata dumnezeiască, adică sub pedeapsa ei cea mai cumplită. Și ne facem vinovați din pricina părăsirii acestor lucruri mici, de care a trebuit să ne îngrijim pentru Hristos, cum s-a scris de către cei prea înțelepți. Cel ce nu și-a supus voia sa lui Dumnezeu, va fi supus potrivnicului său. Deci aceste lucruri ce ți se par mici, să le socotești ca pe niște ziduri împotriva celor ce vor să ne robească. Împlinirea lor a fost rânduită în lăuntul chiliei de către înțelepții ce țin rânduiala bisericii pentru păzirea vieții noastre în Duhul Descoperirii. Dimpotrivă, părăsirea lor e socotită de cei neînțelepți, fără însemnătate, neluând în seamă vătămarea ce ne vine din părăsirea lor, la începutul și mijlocul drumului, pricinuindu-ne o libertate nepovățuită, care este maica patimilor. E mai bine să ne nevoim să nu părăsim cele mici, decât să dăm loc păcatului, lărgindu-ne față de ele. Că sfârșitul neașteptat al acestei libertăți, ne la vreme, este robia. Cât timp întâmpin cu simțurile vii, cele ce ți se întâmplă, socotește-te mort, nota 228b, pe cât sunt de vii simțurile, deci de lacome în privirea spre cele ce ne îndeamnă la păcat, pe atât să te socotești de mort sufletește. Pentru că nu va lipsi arderea păcatului în toate mădularele tale și nu-ți vei putea dobândi mântuirea. Despune vreun călugăr în inima sa că se păzește de acestea, acela nu știe când e lovit. Cel ce va amăgi pe soțul său s-a făcut vrednic de blestemul legii, dar cel ce s-a amăgit pe sine, de câte pedeapsă nu va avea parte, căci cunoscând răutatea faptei rele, s-a prefăcut că nu o cunoaște.
dar că o cunoaște, o dovedește mustrarea conștiinței. Și aceasta îi apare grea, pentru că cunoaște ceea ce se preface că nu cunoaște. Iar Dumnezeului nostru fie slava în veci. Amin.